Doamnelor și domnilor, bună seara, bun găsit la ediție specială. Sunt Aurelia Matei și ne-am gândit, chiar dacă este perioada vacanței și a concediilor, să ne gândim puțin și la viitorul nostru și al copiilor noștri. Având în vedere că luna august se termină, începe septembrie, bate la ușă octombrie și atunci, cu siguranță, ne gândim puțin și la ce vom face în următorul an. Aici mă refer atât la cei care au terminat examenul de bacalaureat, dar de ce nu și la noi, cei mai maturi, pentru că reconversia profesională este la modă și este în ton cu tot ceea ce se schimbă pe piața muncii la acest moment. Pentru a vorbi despre toate acestea, am invitat alături de noi un reprezentant de marcă, zic eu, al Universității Danubius, și aici fac referire la Școala Postliceală Danubius, mai precis domnul director Ștefan Gheorghe, lector universitar doctor la Școala Postliceală, la Universitate, este directorul, de fapt, al Școlii Postliceale Danubius. Bine ați venit la noi! Mulțumesc pentru invitație! Mă simt bine de fiecare dată când sunt în studioul noastră și aștept cu nerăbdare să împărtășim din experiența și din propunerile noastre telespectatorilor noastre. Domnule director, spuneam eu că într-adevăr este o perioadă în care cu toții ne gândim la cu totul și cu totul altceva decât la ceea ce urmează din toamnă, exact. Dar nu trebuie să trecem cu vederea faptul că cred că de la 1 septembrie intrăm așa în linie dreaptă. Exact. Iar la școala pe care dumneavoastră o păstoriți, o conduceți, iată că până pe 31 august au loc înscrieri și vreau să menționăm clar cine poate să vină la Școala Postliceală Danubius, care este oferta pentru următorul an școlar și ce beneficii au viitorii cursanți ai dumneavoastră. O începem așa, în ordine. Exact. În primul rând, așa cum ați amintit dumneavoastră, oferta Școlii Postliceale Danubius se adresează atât nouă, celor care suntem interesați de reconversie profesională, colegilor sau elevilor care au terminat, să spunem cu bine, examenul de bacalaureat, dar și celor care nu au susținut acest examen sau nu l-au depășit din vari motive, nu? Pentru că, așa cum știm bine, cursurile școlilor postliceale în general se adresează și celor care nu au, și elevilor care nu au bacalaureatul. Așadar, atenție mare, cei care mai au într-adevăr o șansă a doua sesiune a examenului de bacalaureat, dar dacă din vari motive se întâmplă să nu treacă acest examen, pot veni la dumneavoastră fără probleme. Sigur. Și pentru că ați ajuns la acest punct, vreau să mai menționăm un lucru. Odată ce se înscriu la școala dumneavoastră, beneficiază de un sprijin foarte important al cadrelor didactice. Sigur că da. Așa cum ați amintit, școala este funcționează sub egida Fundației Benone Pușcă. Avem drept standarde și, dacă vreți, colaborăm foarte bine cu Universitatea Danubius, dar trebuie să remarcăm faptul că în funcție de programul și de specializările pe care noi le oferim, avem cadre didactice care sunt, să spunem, specialiști în domeniile lor. Aș menționa aici specializările pe care le avem și mă refer în special la asistent general, care este o specializare, să spunem, foarte căutată, asistent medical generalist, scuzați-mă, care este o specializare căutată, asistent de gestiune unități de cazare și alimentație și, bineînțeles, asistent agent turism ghid, care iarăși este o specializare care se pare că, așa, pe ultima 100 de metri este resuscitată nu doar pe plan local, ci și întreaga euroregiune, având în vedere contextul de vacanță pe care... Despre care vorbim și exact. Care ne aflăm. Domnule director, eu nu vreau să fiți foarte modest, că nu este cazul și vreau să vă spun de ce. Știu că odată intrați la dumneavoastră, cei care nu au diplomă de bacalaureat beneficiază și de pregătire pentru ca în următorul an să exact. Se poată prezenta la examen. Exact. Vedeți, noastră, există o serie de condiții în momentul când susțin un interviu de angajare care îți... să ne limitează cumva șansele dacă nu ai bacalaureatul. Noi ne-am gândit și la acest aspect și împreună cu Universitatea Danubius încercăm să depășim acest moment pentru studenții noștri, dar nu numai, oferta este liberă pentru toți cei care doresc să se înscrie. Apropo, cursurile sunt gratuite și, bineînțeles, în acest punct de vedere, și pentru noi, și pentru elevi, și pentru toți cei care sunt interesați, este un câștig major.
Domnule director, haideți acum să luăm în ordine. Spuneați despre asistent medical generalist. Aveți 140 de locuri la dispoziție pentru următorul an. Știu că este o specializare mai nouă la dumneavoastră la școală și că aceasta a fost cerința pieței, ca să zic așa. Da, aceasta a fost cerința pieței. În momentul acela lucrurile mergeau extraordinar de bine în această direcție. Nu aș spune că acum lucrurile merg mai rău, dar pe piață s-a făcut așa o triere datorită. Ca în toate domeniile de activitate, exact, de altfel. Am reușit să rezistăm ca și ceilalți colegi ai noștri, însă, evident, cu efortul și numai cu, eu știu, o calitate în ceea ce oferim, am reușit să facem acest lucru, pentru că, da, până la urmă, elevii și absolvenții sunt cei care dau nota profesorilor și școlii în general, dacă lucrurile sunt bine sau nu. Categoric. Vreau să știu de ce beneficiază sau ce trebuie să știe cei care optează pentru această specializare de la școala noastră. În primul rând, știți foarte bine că nu poți funcționa în orice domeniu dacă nu ai parteneri de calitate. Și aici aș vrea să menționez că, din acest punct de vedere, încercăm și să păstrăm contactele și să facem altele noi cu spitalele, cu clinicile din oraș, pentru că, în special, oferta se adresează celor din municipiul Galați, dar nu numai, pentru că avem și elevi care sunt școlarizați din județele vecine, care fac naveta, și de aceea, nu, evident, acești parteneri ai noștri sunt, în primul rând, importanți pentru noi, pentru că ei, prin practica pe care o oferă elevilor noștri, le oferă acestora, pe de o parte, și condiții, dar și cunoștințe și deprinderi care sunt, evident, ei absolut necesare în această meserie. Care este durata studiilor? Durata studiilor, specializare? Da, este de 3 ani. Programul este cât se poate de, să spunem, lejer. Avem stagii de practică de pildă pentru anul întâi, 6 săptămâni în primul semestru, 6 săptămâni în al doilea. Eu invit pe toți cei care sunt dorni să ne cunoască la studiul nostru din cadrul Universității de Anubius. Acolo avem și un stand amenajat la intrare pentru a oferi detalii mai multe și, de ce nu, pentru a-i convinge să se înscrie la noi, pentru că, da, ne dorim să facem ceva în folosul acestei urbe și să facem ceva, evident, bun, pentru că altfel... Domnule director, este foarte adevărat, din câte știu eu și telespectatorii noștri care urmăresc edițiile speciale de la TV Galați, că Universitatea Danubius are foarte multe parteneriate și în exterior, foarte multe schimburi de studenți. Vreau să știu dacă există aceste posibilități și în cazul școlii post-liceale sau dacă vă gândiți pe viitor. Sigur că da. Acum este o șansă pentru absolvenții noștri. Avem un parteneriat, să spunem, foarte interesant cu o firmă de plasare și recrutare forță de muncă din Norvegia. Suntem pe cale să încheiem toate detaliile juridice, dar deja lucrurile sunt avansate. Încercăm să facem un parteneriat cu o firmă de recrutare din Germania, iarăși lucrurile sunt avansate, pentru că știm foarte bine, acolo sunt condițiile extraordinar de bune din anumite și toată lumea vrea să lucreze categoric peste hotare. Cu părere de rău spun acest lucru, dar evident piața hotărăște și atunci, de ce nu, dacă, eu știu, cineva ridică standardele acolo, poate vom fi și noi obligați să le ridicăm aici și nu vor mai pleca. Sunt foarte curioasă, cam ce vârstă au cei care vin la dumneavoastră, cel puțin pe această specializare? Da. Deși ne-am așteptat să avem doar persoane ieșite din, să spun, de pe băncile școlii, din liceu, nu pot, avem din toate categoriile de vârstă, de vârstă mijlocie, foarte tineri, adică nu putem face o, să spunem, o caracterizare așa din toate vârstele. Și ați întrebat de ce școala post-liceală Danubius? Da, și de ce specializarea aceasta? Sigur că da, evident, ne-am bucurat foarte mult și de brandul Universității Danubius. Repet, o parte dintre colegii noștri care predau în cadrul Universității, predau și la școala post-liceală și acest asta lucru e foarte important. Este un avantaj știut, pentru că, vă dați seama, calitatea mediului universitar este implicit, să spunem, probată într-un mediu preuniversitar. Copiii se simt excelent, lucrurile sunt la un cu totul alt nivel, condițiile materiale, baza materială este... Funcționați în cadrul universității, exact. Asta trebuie să se știe. Noi spunem că este bună, alții să spunem că este foarte bună. Exact. Da, dar
e mai bine, știți cum e, să vină, să ne vadă, să ne cunoască. Dacă le-a plăcut, rămân cu noi. Dacă nu, ne spun nouă și îmbunătățim ce avem de făcut. Feedback-ul este foarte important. Categoric, totdeauna. Evident că aș vrea să spun câteva lucruri și despre celelalte specializări. O luăm așa în ordine, ca cei care ne privesc la această oră și vor fie să pentru prima dată să vină la școala post-liceală, fie de ce nu, iată, provin poate într-un alt domeniu de activitate și vor să încerce ceva noi, nu o să știe cu exactitate. De ce asistent de gestiune și citesc ca să nu fac vreo greșeală în activitatea de cazare și alimentație în domeniul turismului? Pentru că este un viitor job căutat? Da, deși s-ar părea că pe plan local, să spunem, orașul sau județul Galați nu oferă foarte multe, noi am încercat să gândim în perspectivă în cadrul întregii euroregiuni, doi sud-est, și avem aici în vedere nu întregul potențial al litoralului, al deltei și nu numai. Pe de o parte. Pe de altă parte, știm foarte bine că sunt foarte mulți doritori care își propun să urmeze cursurile unei astfel de specializări pentru a lucra în alte domenii, în străinătate, dar tot în cadrul turismului. De aceea această specializare a avut această, să spunem, i-aș spune așa, culoartură de nișă în unități de cazare și alimentație, pentru că putea foarte bine să fie doar asistent de gestiune și atât. Lucrurile au mers bine până acum, sigur sperăm ca lucrurile să meargă și mai bine. Avem deja două promoții care au absolvit cu note foarte bune, suntem mândri de colegii noștri care au absolvit și cei de anul trecut și cei de anul acesta. Sperăm că promoțiile viitoare ne vor onora în continuare. Și cei care vin la această specializare, unde fac practică? Fac practică la unități de profil cu care avem practică sau, evident, dacă mai sunt și situații, eu știu, diferite sau dificile de înțeles, fac practică în unitățile, să spunem, acolo unde își desfășoară activitatea, dacă sunt pe postul respectiv care se pretează conform specializării. Deci, domnule director, ca să fim așa în ton cu zilele acestea de august, de vacanță și de concediu, cei care termină 2 ani la această specializare, exact, specializare și sunt foarte tineri, au toate șansele să ajungă pe litoral, să îmbine utilul cu plăcutul. Pe litoral, la munte, pe un vas de croazieră, oriunde își pot exercita aceste abilități și cunoștințe în domeniul gestiunii, în domeniul contabilității, unităților de cazare și alimentație, pentru că despre asta trebuie să vorbim, ei să vor fi asistenți de gestiune în unități de cazare și alimentație. Domnule director, e greu din punct de vedere al materiei care urmează să fie studiată aici, să fii cursant la această specializare? Sau trebuie să ai anumite abilități, anumite cunoștințe? Nu cred că lucrurile sunt mai dificile decât în cadrul altor specializări. Dovada faptului că, repet, absolvenții noștri au terminat cu note bune și aș putea spune acest lucru în cadrul unei unități, să spunem, acreditate în acest punct de vedere în orașul Brăila, pentru că trebuie să specificăm acest lucru. În județul Galați încă nu am găsit o unitate acreditată pe această specializare, dar lucrurile sunt deja formalități care, eu știu, nu interesează în mod deosebit pe elevi, decât prin prisma faptului că diploma oricum este perfect valabilă. Nu asta e cel mai important categorii. Până la urmă pentru categorii. Ei. Da. Vă adresez această întrebare gândindu-mă că poate ar trebui să vină la această specializare cei care se pricep mai mult la matematică, la geografie. Nu neapărat, deși există anumite abilități care de trebuie care trebuie să ai nevoie. Sigur că da, dar cursurile sunt foarte multe cursuri și bazate pe informatică, pentru că vedeți acum contabilitatea se ține pe calculator cu sisteme de gestiune, eu știu, cu licență, cu programe specializate, și atunci lucrurile sunt mai simple ca altă dată, dar da, într-adevăr, trebuie să anumite abilități, iar dacă nu le ai, deprindele se învață în cadrul multelor ore de practică și de cunoștințe privind tehnologia. Și adevărul este că practica contează foarte mult. Da, categoric, ca peste tot, dar știți cum e, nici nu te poți arunca așa de pe trebuie pot. Și noțiunile trebuie de și bază. Noțiunile de bază, iar numărul de ore nu este atât de încărcat, cursanții având posibilitatea să, eu știu, să țină și un job part-time, de ce nu?
Iată, da, încă o informație foarte, da, binevenită pentru cei interesați. Mă întrebați de, din ce categorie de vârstă provin, să spunem, cursanții. Dacă pentru, eu știu, asistent medical generalist avem o pleiadă din toate categoriile de vârstă, în special aici, pentru asistent de gestiune unități de cazare și alimentație, avem persoane care, să spunem așa, doresc să-și să intre într-un astfel de program de reconversie profesională, să-și schimbe jobul, să-și deschidă o afacere în, chiar da, să-și deschidă o afacere în acest domeniu și sunt foarte interesați, sunt la o vârstă matură și evident nu pot da cu piciorul nici jobului, pentru că de acolo se finanțează cursurile, evident, și pe ei. Și cea de-a treia specializare, dar nu cea din urmă? Da, agent turism ghid, iarăși această specializare are această conotație privind, să spunem, turismul, vacanța și, eu știu, călătoriile. A mers, să spunem, mai puțin bine, ca să fim cinstiți, decât celelalte, dar anul acesta, să spunem, este așa în pole position, dacă folosim un limbaj de curs. De ce până acum nu au fost foarte atrași de... N-aș putea să vă spun acest lucru. Poate este vina limbile noastră. Străine să fie o problemă? Nu știu, nu cred. Probabil că a fost mai tentant să se înscrie în cadrul celorlalte specializări. Acum știți cum este. Fiecare își alege, da, până piața, la urmă. Da. Noi ne-am străduit să facem și acest program. Îl așteptăm cu nerăbdare să funcționeze, pentru că, din punctul meu de vedere, este un program care, eu știu, este foarte familiar, foarte, să spunem, atractiv, foarte lejer pentru cei care absolvă cursurile. Și foarte frumos. Exact, călătoriile, da, cred că plac. Călătoriile, sigur, tuturor. Că da, și de ce nu? Meseria aceasta de agent, turism, ghid este una cât se poate de plăcută. Domnule director, trebuie să menționăm un alt lucru. Forma de învățământ este la zi. Categoric, toate sunt. Dar, haideți să vedem, am trecut în revistă tot ceea ce înseamnă specializările puse la dispoziție pentru următorul an școlar. Cât trebuie să scoată din buzunar, cel puțin pentru taxa de înscriere, ca, da, să știe, da, cei care vin la dumneavoastră? De înscriere este de 150 de lei. Evident, din acest punct de vedere, lucrurile sunt stabilite, dar pentru taxa de matriculare, evident, costurile sunt diferite pe specializări. Dacă la specializările cu caracter economic taxa este undeva la 1600 de lei, pentru specializarea asistent general, asistent medical generalist, să spunem, costurile sunt ceva mai mari datorită practici, datorită, eu știu, persoanele care le aduci și din alte unități, specialiștilor și contracte. Care, da. Și atunci costurile cresc undeva până la 2000 de lei. Deci eu zic că sunt prețuri bune pentru Galați și nu numai. Încă o dată, înscrierile sunt în plină desfășurare. Sigur, și durează, da, până la finele lunii august. Până la finele lunii august. Invităm, repet, pe toți cei care doresc să ne cunoască la sediul nostru din cadrul Universității Danubius Galați. Domnule director, nu am avut posibilitatea, recunosc, să ne vedem decât acum când au loc înscrierile, tocmai pentru a informa pe gălățeni despre ceea ce oferă școala pe care o coordonați. Și îmi permit așa să vă întreb, cum ați terminat anul școlar care a trecut? Anul școlar, să spunem, se termină la 31 august. Încă mai sunt detalii, să spunem, de ca în orice unitate școlară, dar în principiu lucrurile au fost bune. Repet, ne-am bucurat foarte mult pentru că a doua promoție de elevi privind specializarea AGUCA, asistent de gestiune unități de cazare și alimentație, a terminat cu bine examenul de certificare, pentru că trebuie să spunem telespectatorilor noastre că în urma, să spunem, terminării studiilor post-liceale se susține un examen de certificare și, evident, în baza acestui examen de certificare poți să te angajezi și să probezi cunoștințele și deprinderile dobândite în cadrul programului. Domnule director Ștefan Gheorghe, pentru că ați avut un an bun, sperăm noi să aveți unul și mai bun, având în vedere că, până la urmă, anii în învățământ buni sau mai puțin buni sunt dați și de studenții sau elevii care îți trec pragul. Ce-mi doresc eu este ca pe viitor să fiți tot mai prezent aici și, de ce nu, chiar cu elevii dumneavoastră, ca să-i cunoaștem... Cu mare drag, și voi ține cont de această invitație și promit ca următoarea dată să încercăm să aducem și câțiva, poate și
dintre absolvenți, pentru că este extrem de important pentru cei care ne văd, dom'le, ce se întâmplă după ce termină școala. Cum au perceput ei? Da, și exact cum au perceput, care au fost emoțiile lor, ce probleme mai sunt pe parcurs, pentru că doar așa, punând în față în față, eu știu, doritorii, absolvenții și de ce nu elevii, potențialii, exact, putem să surprindem care sunt lucrurile de, eu știu, de făcut. Acele bune practici care trebuie să spunem, implementate până sigur la capăt. Da. Vă mulțumesc tare mult că v-ați făcut timp într-o perioadă de vacanță și de agitație maximă, având în vedere exact. Că este perioada înscrierilor. Vă mai așteptăm pe la noi și oricând de asemenea... cu plăcere. Mulțumesc încă o dată. Doamnelor și domnilor, cam atât pentru astăzi. Până la o nouă întâlnire, vă spun toate cele bune. La revedere!